George Simion a avut ocazia să interacționeze direct cu localnicii, ascultându-le păsurile și preocupările, dar și să se bucure de momentele de bucurie create de evenimentele organizate de autoritățile locale. Întâlnirea cu cetățenii a fost una deschisă în care președintele Aur a relaționat cu toată lumea prezentă la bâlciul organizat cu ocazia sărbătoririi Sfintei Maria. Într-adevăr, ieri domnul președinte a fost prezent la Tismana printre gorjeni. A venit să discute cu cetățenii, a fost o vizită a domnului președinte prin târg. A încercat să ia problemele celor din Tismana, să discute cu ei și să primească și sprijinul acestora. Vizita lui George Simion a fost nu doar o ocazie de a promova mesajul partidului său, ci și un prilej de a întări legăturile cu comunitățile locale și de a arăta sprijinul pentru inițiativele locale. Este a doua vizită a domnului președinte în ultima lună la noi în județ. Deci, după cum vedeți, domnul Simion se simte bine în Gorj, îi plac gorjenii. Și întotdeauna a venit când a fost invitat de către organizația AUR la diferite evenimente, ceea ce ne dă încredere că vom reuși să obținem un scor chiar mai bun decât cel am obținut la europarlamentare, deși am fost prima organizație pe scară ca și scor politic din partea AUR. În concluzie, vizita lui George Simion la Tismana de Sfânta Maria a fost un moment simbolic îmbinând sărbătoarea tradițională cu angajamentul față de comunitate, promovând astfel valorile naționale și unitatea în diversitate.